și toată slava să fie doar a Domnului Iisus. Vrem să lăudăm pe Domnul pentru harul acesta de a fi toate împreună. Vrem să lăudăm pe Domnul pentru soția pastorului și pentru pastor care a acceptat această conferință. E mare lucru, în alte părți, femeile nu se întâlnesc. Vrem să-i mulțumim Domnului și eu personal pentru toate surorile care v-ați străduit pentru această conferință. Poate ați adus ceva bucate, dar acum să ne concentrăm la bucatele spirituale, ca să ne crească, să ne zidească, să ne întărească. Vreau să vă mulțumesc și eu că ați venit și împreună suntem o mare oștire. V-ați pus întrebare de ce spune oștire și nu spune altceva. Se subînțelege că Dumnezeu a pus în noi calități de soldați, de capitani, de a se lupta în orice bătălie care ar fi, dar trebuie să le descoperim. Pe scurt, așa, ca care nu mă cunoaște, poate că n-a citit cartea, deci eu împreună cu soțul meu de 9 ani am început Dumnezeu, nu noi, că n-aș fi vrut eu, să plecăm în misiune. Prima dată în România, am ajuns în Europa și în Africa. Avem 4 copii, 2 băieți și 2 fete, sunt teenager, e vârsta asta mai critică, dar sunt multe challenge-uri care mă crește Domnul și mă învață și îmi dă multe strategii, cum spune Ligia, ca la rândul meu să învăț să spun altora. Suntem în luptă continuă, dar eticheta este tu ești mai mult decât biruitoare. Prin harul lui Dumnezeu, și din ce în ce mai mult, mă bucur și mi-a dat Domnul harul să slujesc femeilor mai mult. E un har, când Dumnezeu te umple de dragostea Lui, faci totul cu bucurie ca pentru Domnul. Pentru că multă lume mă cunoaște acum prin Facebook, poate sunteți deja la mine, mi-a dat Domnul aproape zilnic să scriu câte un mesaj care a fost de mare vindecare, înviorare, încurajare la mii și mii de persoane, chiar persoane nepocăite mi-au scris că după aceea s-au pocăit. Gloria toată e doar a Domnului. Vreau să spun că Domnul lucrează și astăzi, Domnul face minuni și astăzi. Anul acesta am fost în misiune în România, 2 luni de zile am avut 50 de conferințe. Deci aproape fiecare zi, din sat în sat, oraș, oraș, gloria din nou este a Domnului că El poate. Dar vreau să vă spun nu despre mine, ci bunele rapoarte că Dumnezeu lucrează, sufletele se pocăiesc, se înviorează și am văzut o foame și o sete în femei după Domnul. Eu stau la rugăciune, mă rog pentru surori, vin la urmă, mai stăm la rugăciune și cel mai mult mă bucur că surorile zic, pentru ce vrei să mă rog? Vreau mai mult din Domnul, vreau să cunosc și să-L iubesc. Aceasta e inima Tatălui. Știu că avem probleme și eu, am toată lumea, avem probleme, necazuri, hai să ne rugăm pentru cutare, pentru cutare, dar știți, asta este cumva să îndăstari un copac. Avem nevoie prima dată de o fundație puternică. Prin harul Domnului, că după aceea o să intru mesaj, mi-a dat Domnul să scriu 2 cărți deocamdată, urmează și a treia. De mică copilă, mi-a plăcut să scriu. Tot ce făceam și bune și răurile scriam. Ne știm că mai târziu Domnul zice, acum scrie pentru mine. Prima carte, El mi-a spus să o scriu. De când am pornit lucrarea în 2007, va trebui să scriu o carte pentru România, în primul rând, că eu am să româncă și iubesc România, dar toată lumea. Și an după an, an după an, primeam prorocii, primeam cuvinte profetice, vise, să scriu. Doamne, când? Nu aveam timp, 4 copii. Totuși, în 2013, Domnul mi-a dat harul și am scris prima carte care, spre slavă Domnului, spun, am mii de mărturii care a fost schimbat și transformat. Și în momentul când ai citit de mai multe ori și ai pus în aplicare despre intimitatea cu Domnul și voștul și rugăciunea. Și avem cu noi aici cine dorește. Apoi, anul acesta am primit, poate de începând de anul trecut, sute de necazuri, de dureri, de apăsări, în care parcă se scufundă pământul. Numai necazuri, numai probleme, numai dificultăți. La creștini vorbim, și bărbați și femei îmi scriu. Și a zis, Doamne, nu mai înțeleg, și eu trec, dar Tu mi-ai ajutat să mă ridic, să nu cad, chiar dacă am căzut, imediat mă ridică Domnul. Și trebuia să stau și până la 2-3 noaptea și încă mai stau să scriu mesaje de încurajare, ce trebuie să scrii, ce trebuie să faci, cum trebuie să te rogi. Și atunci mergi, scriu o carte ca să fie mult mai real, ca și Biblia, o ai, citești, ca o predică, poate o uiți și e bine să se filmeze, să o reascult și puțin de 2-3 ori, ca să pricepi și să încearcă să pătrundă în inima ta și să dorești aceste lucruri și să le aplici în viața ta. Și atunci, prin inspirația Domnului, fiecare capitol mi l-a dat Domnul să scriu. M-am dus sus pe munte cu Domnul. De ce? E ciudat, sunt mai ciudată eu, poate, în felul meu, de când Domnul m-a umplut de puterea Lui și am întâlnit foarte mult, de când am sosit în Canada, am ascultat niște predici, oamenii lui Dumnezeu se retrag sus pe munte cu Domnul. Să fie singur cu Domnul. Doamne, asta o fi pentru păstori. Nu, dar în minte era o dorință după Dumnezeu cel viu.
M-am născut în familie de pocăiți și care știți așa în mare, vreau să spun ca să încep mai departe. Părinții mei pocăiți, dar nu știu de ce tocmai eu, al optelea copil, mama nu m-a dorit, a dorit ca eu să mor. Și mi-a dorit moartea. Ea nu a știut că a deschis ușa Duhului morții să mă urmărească toată viața mea, până Dumnezeu mi-a schimbat viața. Aveți grijă, surorilor, noi vorbim mult, mai ales la nervi, la supărare, că n-ai copii mai mulți, chiar cu soțul. Vorbim lucruri negative care mai târziu plângem și s-ar putea să nu mai poți să schimbi nimica. Atâtea surori, după ce am scris cartea și am fost vulnerabilă și am deschis durerea mea, păcatele mele, problemele, atâtea surori au fost vindecate și au îndrăznit să vină și le-am putut să le ajut cum să scape pe acele stări negative. Atâtea cuvinte negative spunem către copiii noștri, către noi înșine. Ne spunem, nu sunt în stare de nimic, nu sunt bună, sunt proastă, sunt grasă, sunt slabă, sunt urâtă. Noi ne blestemăm. Cuvintele au putere. La Proverbe, capitolul 18, ne spune, moartea și viața stau în puterea limbii. Ce spui? Cum adică? Chiar orice? Mai ales cele care chiar le simți și le trăiești. Durerea, răutatea, mânia sau bucuria, le vei vedea mai devreme sau mai târziu. În cazul meu, dacă mama mea mereu se ruga, Doamne, ia-o, aruncă-o, te omoară, fă ceva cu ea. Ea nu a știut. Am avut o relație bună cu mama mea, creștină foarte bună, dar totuși nu știu ce s-a întâmplat. N-am avut timp să mă duc pe linia generațională la bunici sau ce s-a întâmplat în viața ei, pentru că în momentul când tu spui așa ceva, ceva se întâmplă înăuntrul tău. Ceva, ceva tu ai acolo. Ai o traumă din copilărie, ai o durere nevindecată și poate ești pocăită, poate ești botezată cu Duhul Sfânt, poți să prorocești, poți să predici, poți să faci orice. Am scris în această carte rănile sufletului, răni care sunt din copilărie în tine. S-ar putea să fie, inclusiv de când ai fost pregnă, mama ta cu tine sau tu cu copilul tău. Și spunea cineva, mi-am dorit foarte mult fetiță. Și tot timpul și eu și soțul spuneam fetiță. Copilul meu e și băiat, dar are gândurile și felul lui mai mult ca și de fată. Inclusiv sentimentele și dorința ei care a avut s-a transmis în subconștient și a intrat în copil. Și nu e bărbat mai mult. Eu, mama mea, la început mi-a spus că am fost gravidă, mi-am dorit băiat. Și eu am în mine așa. Acum Domnul mi-a schimbat spre bine să pot să fiu la luptele care m-a chemat Domnul și unde mă duc, trebuie să fiu mult mai puternică ca un bărbat. Dar vreau să spun, când ești copilul mic, când este neglijat, copil orfan, când este bătut, când este, dacă e molestat sau violat sau mai știu ce, acele traume încă din copilărie, copilul le care după, dacă mama ta nu te-a dorit, ai duc de respingere, cercetează-te, sora mea, eu am trecut prin toate, de aceea vă spun de experiență, ce înseamnă să ai duc de inferioritate, nimeni nu mă vrea, nu mă iubește și tot timpul cauți acceptare și de aceea fetele de obicei, și aveți grijă dacă sunteți voi sau fetele voastre, dacă nu a simțit iubirea de mama, tu o iubești? Așa și eu știam sigur că mama mă iubește. Nu am simțit-o, n-am auzit-o niciodată, I love you. N-am simțit niciodată îmbrățișarea. Fetele și noi știți, ca soții avem nevoie de îmbrățișare. Avem nevoie de dragoste. Și dacă nu ți-o oferă părinții, nu ți-o oferă soțul tău, apoi acea rană se duce și s-ar putea să te ducă în păcat. În diferite adicții, una poate să fie shopping, alta poate să fie mâncare prea multă, alta poate să fie sex și droguri și alte lucruri. Datorită sufletului nostru care tânjește, care a fost rănit și nu a fost vindecat. Poate ești aici, nu știu ce ar trebui să încep cu aceasta. Poate ești aici și ești rănită încă din copilărie, neglijată, respinsă. La școală poate ai fost pusă deoparte sau ai fost, cum să zice, bullying. Acum de curând un băiat, a venit mama lui ca să mă rog pentru el de 20 de ani. La școală tot timpul, începând de la grădiniță până acum la facultate, tot timpul respins, încât îl bătea, îl scuipa, râdea de el și așa mai departe. Și zic, spune-mi puțin despre tine. Când a rămas gravidă și a dorit copilul, dar imediat tatăl a zis, avortează, nu era pocăit atunci. Copilul a trăit cu respingerea de tată, s-au despărțit, a născut și copilul s-a născut fără tată, pentru că imediat s-a despărțit. Și acel duc de respingere l-a cărat după el. Duhul de respingere atrage prădătorii. Deci orice noi avem negativ în noi, noi atrage. Mizeria atrage muștele. Putere atrage putere. Slăbiciune atrage slăbiciune. Dacă tu simți inferioritate, orice gând, începe diavolul și îți bagă în cap niște gânduri. Dar de ce a zis așa? Dar ce a avut sora aia cu mine? Dar de ce se uite la mine? Dar de ce nu m-a băgat în seamă?
Asta este o lipsă înăuntrul tău. Și diavolul vine și începe în mintea noastră o fantezie de gânduri toate negative și te miri de ce statea discuții în familie, în biserică, la servici, datorită gândurilor care lași voie să te atace, gânduri negative. Și unul dintre faptele firii pământești, cuvântul spune, gândurile rele. Pe acolo ne atacă vrășmașul foarte mult. De ce noi suntem creați de Dumnezeu cum? Duh, suflet și trup. Duhul este conștientizarea de Dumnezeu. În suflet, aici vreau să mă opresc, este mintea, voința și emoțiile.